cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! 28 iulie 2020, după atâtea emisiuni cu președinți de partide și candidați, aș vrea să discutăm astăzi despre un alt subiect, să ieșim un pic din această retorică a alegerilor și să vorbim despre ceva care ar trebui să intereseze pe mult mai multă lume decât pe cei care îi interesează acum. Astăzi vreau să discutăm despre braconaj. Braconajul care, spun cunoscătorii, a ajuns un fel de sport județean neomologat încă. Un sport județean care pentru unii aduce venituri chiar foarte mari, iar pentru cei mulți n-aduce nimic. În schimb, avem o faimă în legătură cu braconajul. De aceea, astăzi l-am invitat în emisiune pe șeful unei asociații, Asociație Națională, asociație care se bazează pe voluntariat, deci nu e vorba de bani, foarte bani care să vină acolo, se cheamă Asociația Națională de Combatere a Braconajului și Poluării și inspectorul șef al acestei asociații este domnul Irinel Escariu, care se află în acest moment în studio. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Escariu. Bună dimineața, bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Îmi face plăcere să mă aflu în compania dumneavoastră astăzi. Să bem o cafea împreună. Să bem o cafea împreună, exact, și să discutăm, poate văd și alții, problemele cu care ne confruntăm în acest domeniu al braconajului. Asociația este a braconajului și poluării. Și poluării, exact. Dar noi astăzi discutăm despre braconaj în primul da, rând. Da, pentru că pe asta ne bazăm mai mult, pe combaterea braconajului de orice fel, fie el piscicol sau cinegetic. Domnule Escariu, sunteți o asociație formată din voluntari. Cam câți voluntari aveți în Neamț? La nivelul județului Neamț suntem în jur de 40 de voluntari. La nivel național suntem mult mai mulți. Noi am fost înființați ca filială de puțin timp. Avem 4 ani de când activăm pe județul Neamț. Sediul nostru central fiind în alt județ și ei fiind mai vechi, au avut timp să-și facă niște efective clare. Am înțeles. Spuneți-mi, acești voluntari din ce zone vin? Așa, cu ce se ocupă ei în viața? În diferite zone, fiecare are o muncă, o activitate cu care se întreține. Nu e o prezență obligatorie sau lucrurile se fac la nivel de prietenie mai mult. Și fiecare, sunt polițiști, sunt... știu eu, din aproape, din foarte multe zone. Sunt constructori, sunt, eu spre exemplu, lucrez la o firmă de pază. Am înțeles. Și fondurile pentru desfășurarea activității sunt... Sunt exact ale noastre. Din buzunarul propriu. Exact, exact. Din buzunarul propriu noi ne finanțăm singuri. Cu ce ne trebuie, logistică, combustibil... Deci asta, haideți să luăm emisiunea asta și ca un apel pentru cei care țin la fauna acestui județ, pot ajuta asociația pentru desfășurarea activității, dacă doresc, cine dorește. Sigur, orice ajutor ne este benefic. Cu ce ne-am mai ajutat, avem protocoale de colaborare cu asociațiile care oferă transparență în activitatea lor. Și atunci, în cadrul acțiunilor organizate de noi în colaborare cu ei, în baza protocolului, ne susțin și logistic și financiar.
Adică ne susțin financiar, ne asigură combustibilii. Am înțeles. Dar spuneți-mi un pic, domnul Escariu. Deci, dumneavoastră sunteți oameni cu servicii. Primiți, cum primiți ponturile, ca să nu zic sesizările? Deci, pentru a interveni, trebuie să știu un pic cum funcționează lucrurile. Da. În general, suntem cam toți care activăm aici, suntem cunoscători ai zonelor, ai cunoscători ai locului, ca și căi de acces, ca și chiar și ca și oameni unde stau, cum stau. Într-adevăr avem colaboratori și din zonele respective și dar cel mai mult se bazează pe monitorizarea zonei. Deci dacă, știu eu, într-o seară, într-o zi, a fost observată o activitate infracțională pe o anumită zonă, acea zonă o băgăm într-o monitorizare, într-o acțiune de monitorizare. Și în funcție de cum poate fiecare dintre noi, câte 2, câte 3, 4, 5 din efectivele noastre, participă la monitorizarea zonei pentru a aprinde făptașul. Plus cum, că avem... Ce putere aveți? Puneți-ne ghilimele. Aici vroiam să ajung. Avem sprijinul autorităților competente, cum ar fi poliția, biroul de poliție, transporturi, biroul de la delicte silvice, care ne sprijină necondiționat. Și jandarmeria montană din zona Bicazului, vorbind despre zona Bicaz. Pe zona de cursul Bistriței, Piatra Neamț, Cut, Roznov, Săvinești, colaborăm cu poliția din zonă și... Deci dumneavoastră mergeți. Trebuie să aveți polițistul lângă dumneavoastră. Pentru a lua măsurile necesare, da. Deci trebuie să aveți un polițist lângă dumneavoastră. Da, da. Sau pe cineva teoretic care mai are puterea de a da sancțiuni. Competență pentru... Cine mai are puterea de a da sancțiuni? Practic, pentru activitățile astea, chiar și primarul comunei respective ar putea să facă, da. S-a întâmplat vreodată ca un primar... Nu. Să se implice? Nu, pentru că noi am plecat pregătiți cu temele făcute de acasă. În momentul în care am știut că braconierul respectiv va acționa acolo, am plecat cu însoțiți de polițiști, de jandarmi, de tot ce a trebuit și așa s-a desfășurat. Și plus că facem acțiuni împreună, colaborăm foarte bine cu cei menționați, facem acțiuni împreună, organizate planurile de acțiune, eu le organizez cu șefii birourilor și în momentul în care suntem disponibili și noi și efective de la ei, în baza probelor pe care le avem, ne desfășurăm acțiunea. Cunosc eu un caz de acum câtva timp, un polițist local a fost prins la braconat. Nu știu dacă a fost. Bun. Da. Ce măsuri se pot lua împotriva unui om care braconează? Polițist sau la nu, general? Nu, în general. Eu am dat exemplul ăsta pentru că polițistul este celebru. Celebru în zonă. Știm, da. Deci, ce măsuri se pot lua unui tip pe care îl găsești la braconaj, mai are și o plasă din aceea ultra-mega, așa? Ce riscă el? Legea în zona asta este permisivă, e mult prea permisivă cu infractorii, pentru că nu prevede o pedeapsă cu închisoarea. De aici se oprește la... Deci doar amenzi, nu? Doar își ia o amendă, un dosar penal care se oprește în faza de cercetare. În general, de obicei, se oprește în faza de cercetare.
De ce se oprește în faza de cercetare? Pentru că, fiind prevăzută legea cu închisoare, se oprește la a fi amendat și cam atât. Și da, nu mai este înaintat către, am înțeles că s-a schimbat ceva acum mai nou de o lună, două, dar încă nu era nimic clar. Bun, deci l-ai prins odată. L-ai prins odată și a luat, i-au făcut autoritățile un dosar penal. Câte din aceste amenzi, după știința dumneavoastră, se și plătesc? În general nu sunt niște amenzi foarte mari, adică pentru, știu eu, undeva la 2000 de lei se prezintă în fața procurorului, dacă ajunge dosarul în fața procurorului, mai intră cu capul în pământ, mai își să vedeți scuze. Că îmi pare rău și n-am avut ce mânca. Acel procuror posibil să-l creadă și să zică chiar așa o fi. Bun. El nu știe că acel om trăiește din asta vânzând pește la diferite pensiuni, la chiar prin deci, peți. Haideți chiar, uite, este foarte interesant. Deci există o rețea. Este o rețea organizată bine, începând cu paznici din anumite posturi. Adică oameni care sunt puși să păzească. Nu, sunt paznici care acolo le serviciul în anumite posturi, dar având o așezare strategică, ei pot văd observa. Și, ei văd și mașinile noastre, bărcile noastre și tot așa, anunțându-i pe cei care... Bun, haideți să povestiți-ne un pic. Sigur aveți întâmplări deosebite. Noi am scris sunt despre dumneavoastră la un moment dat și ne povesteați atunci că până și barca mea mi-au distrus-o. Da, mi s-a furat o șalupă cu care chiar făceam, exact asta făceam. Am ieșit la plimbare sau la pescuit de două, trei ori cu ea. O foloseam mai mult pentru și asta. Și spuneați atunci că știți cine și, da, sigur, știu. Și au rămas, chiar nu m-am înșelat asupra persoanelor, au rămas aceleași persoane pe care le bănuiam. În schimb, fără dovezi și probe și ceva bun, concludent. Haideți să luăm o zonă. Haideți să luăm lacul Bicaz, da? Da, că acolo e zona cea mai fierbinte. Haideți să luăm lacul Bicaz. Da. Lacul Bicaz, acum, din câte am înțeles, este destul de bine populat cu pește, nu? Este, așa este. Aici trebuie lăudați cei care l-au populat. Cei care l-au populat înainte și că acum păi, de din ceva câte timp știu eu, era mai... asociația lui Pucenușiu care i-au... Care... Păi ei au fost singurii care au făcut populări pe lacul Bicaz în ultimii 10 ani, să spunem. Așa, și de acolo nu s-a prea făcut, dar în schimb de pescuit se pescuiește. Din câte știu eu și se pescuiește binișor. Care e rețeaua acolo? Cum funcționează? Păi, și hai să spunem și altceva. Care sunt complicitățile? E, gurile rele, n-aș vrea să dau pe cineva anume, vin cu niște zvonuri că ar fi implicați și din cei care îl administrează și ar trebui să-l administreze în așa fel încât să nu aibă braconaj. În momentul acesta lacul este administrat de asociația... De AJVPS. AJVPS. Da, da. Deci ăștia sunt băieții care dau permise de pescuit, da, nu? Da, da. Deci pe lângă faptul că administrează lacul, dau și permise de pescuit. Exact. O sursă de venituri importantă. Foarte importantă, deci, pentru că la noi pescuitul este un sport iubit în zona noastră. Și lacul Izvorul Muntelui oferă și posibilitatea de relaxare familială. Adică dacă mergi la pescuit, mergi cu familia, mai mergi cu prieteni, se mai poate sta campat în ghilimele, pentru că nu prea e voie, nu este o zonă de campare amenajată. Bun, este zonă de campare pe lac, adică nu vă supărați. Avem căsuțe pe lac, adică campează pe lac. Da, da, eu vorbeam, da, da, vorbeam de zone mai sălbatice, așa, care sunt iubite de cei care iubesc natura. Așa.
Bun, deci avem oameni care lucrează în domeniu, ar trebui să fie atenți să nu se braconeze și hai să nu spunem că braconează ei, dar mai dau ponturi. Au la cunoștință de activitatea celorlalți braconieri. Bun. Sunt braconieri pe care îi cunoașteți după 4 ani de zile, îi știți? Ăla se ocupă și trăiește din pescuit? Da. Bun. Sigur că de câte ori a fost prins, de exemplu, unul și el totuși continuă să braconeze? Păi cam fiecare a fost prins de câte 2 ori, 3 ori, o dată. Dar sunt braconieri foarte vechi, în general din zona aia Bistecioara, Călugărie, Ceahlău, coada lacului, cum se mai spune, și care sunt mai dificil de monitorizat, pentru că ne este foarte departe și nouă, iar în acea zonă efectivele noastre sunt mai reduse. Da, ne întreabă doamnă cât costă un permis de pescuit, cine poate face acest permis, nu e cazul ăla, adică dar bănuiesc că știți. Da, sigur că da, acest permis îl poate elibera AJVPS, Asociația Județeană de Pescuit Sportiv Vânător, de la Vânătorul și Pescarul, din Precista au sediu ei. Da. Și e în jur de 250-300 de lei pe an. Da. Pe an. Cine poate să obțină un permis? Adică trebuie, dacă unul care braconează și știe toată lumea că braconează și se duce la AJFPS, poate scoate permis de pescuit? Sigur că da, dacă nu e dat, ei au un sistem mai, nu știu, cumva de a face treburile adică interne. Pe ei interesează să dea permise. Pe ei interesează ca fiecare să intre banii cu cheltuieli cât mai puține. Că asta e ideea, bănuiesc. Dacă nu e dat într-un consen, stabilit într-o ședință de la ei, băi, cu tare om nu mai are voie, îi luăm dreptul de a mai pescui la noi, atunci nu e nicio problemă. Orice braconier își poate scoate permis. Bun. Și îl prins cu 30, 50, 60 de kilograme de pește și a spus, am permis. Da, dar... Ăla nu-i pescuit sportiv. Peștele ăla care e prins la undiță, e mai greu să-l prinzi. Cu 30 de kilograme nu cred că prinde nimeni. Așa. Adică la undiță, îți rupe undița 30 de kilograme de pește. Sunt violenți acești oameni când sunt descoperiți? Nu neapărat, pentru că poate dat fiind și numărul nostru, echipei noastre mare. E destul de mare și e mai greu. Dar mai sunteți și dumneavoastră impozant timp, acolo? Toți suntem așa, să știți. Toți suntem, da. Fost sportivi. Am înțeles. Da. Deci e mai dificil așa mai, să zic. Da, mai găsim, mai sunt care. Dar așa, doar din vorbe. Din atitudine. Nu, da, nu. Adică o atitudine așa mai neprietenoasă, să spunem. Dar nu s-a ajuns niciodată la... Adică li se moaie repede gura când... Bun. Acum, dumneavoastră sunteți cu mine într-o emisiune. Știm și eu și dumneavoastră că sunt lucruri care se întâmplă și nu sunt spuse. Credeți că modul ăsta de... Adică, domnule, ăla pescuiește, se duce și vinde la pensiuni. Da? Da. Pensiunea aia, de cele mai multe ori, nu este declarată ca fiind pensiune. Da, așa este. Adică asistăm la un lanț al infracționalității de la nici nu cap știu, la coadă. Contravenții, infracțiuni, da, da. Păi e o infracțiune. Deci, asistăm la un lanț care în mod normal n-ar fi atât de greu de stopat. Da. Pentru că dacă tu organ de control, te duci și servești la o pensiune o plătică, da? O plătică. Pe care nu ai de unde să o cumperi. Pe care nu ai de unde să o cumperi. Un oblete. Obletele este cel sau mai... Sau oblete, da? El este cel mai nu căutat. Ai de unde să-l cumperi. Da. Și îl întrebi pe la, bă, de unde ai? Păi știți... Mă descurc și eu. Mă descurc și eu. Bă, dar cum te descurci? Hai să vedem și noi.
Și întreb, dar tu acte pe pensiune, adică ai autorizație? Păi știți că n-am, că prietenii, că vin. Și pe lanțul ăsta, chiar vin cu dumneavoastră polițiști, vin cu dumneavoastră oameni. De-aia, nimeni nu vrea să rupă lanțul ăsta de iubire? Da, e mai greu de mers în zona aia, pentru că nu știu dacă polițiștii care merg cu noi au competența necesară și dacă le permite legea să intre la o pensiune, să întrebe tot ce ar trebui de fapt. Bun, pensiune, dar poate să facă o hârtie mai departe. Corect. Asta s-a mai făcut, așteptăm. Acum chiar a fost de acum, de ceva timp în urmă, nu e foarte de mult. Deci, citesc aici că un om din Bistricioara, cu dosar penal făcut acum 2 ani, a fost prins cu 170 de kilograme de plătică. Da. Odată. Deci 170 de kilograme de plătică înseamnă niște bănuți. Pe care o vinde la pensiuni cu 10 lei kilogramul. Deci noi avem informații inclusiv de pensiuni, de unde merge aproape și ora la care o duce. Deci inclusiv. Doar că nu avem competența și noi ce putem face? Putem face niște sesizări mai departe. Sesizări care înțeleg că au fost făcute. Niște sesizări care au fost făcute, sunt în curs de Păi dacă e în curs de vreo 2 ani de zile, pentru persoana, se schimbă generațiile de pește, de exact, plătică. Da. Se schimbă generațiile de plătică și tot... Da. Da. Zic, nu știu, mie mi se pare că este așa un fel de complicitate. Dumneavoastră sunteți un fel de, respectând proporțiile, Don Quixote, da, așa, care mergeți și vă luptați cu un sistem care el funcționează ca uns. Din când în când mai pică câte unul, e ca la ăștia cu drogurile. Știți? Șefii mari zice, bă, hai din când în când să le mai dăm câte o satisfacție și polițiștilor. Da, și da, le mai da. Le vând ei câte un pont cu un cărăuș de care vor să scape. Și îmi se pare că funcționează lucrurile așa și aici. Da, noi ce-i drept în zona aia de Bistricioara, Călugăreni, am cerut sprijin de la autoritățile din zona de acolo, dar având niște cazuri mai importante decât braconajul piscicol, am fost întârziați foarte mult și făptașul, neavând noi competența de a-l reține într-un fel sau altul, a plecat și a rămas doar cu sesizarea făcută eventual cu niște măsuri luate în baza declarațiilor sau de la noi, a filmărilor și tot așa. Care a fost captura record, ca să zic așa, de pește și de plasă? De plasă, când am început noi să activăm pe județ ca și organizație, erau capturile de plasă erau mult mai mari, întrucât nimeni nu s-a aștepta ca cineva să îi deranjeze. La modul cine ori mai fișește de ne-au luat plasa. Și am avut niște acțiuni foarte frumoase și benefice pentru lac, cu Jandarmeria Montană și cu Poliția Transporturi, ba chiar cu sprijin de la cei de la Iași, de la Poliția Transporturi, și făcând niște echipe mixte mari, atunci au fost și satisfăcătoare rezultatele, cu mii de metri. Deci am înțeles că s-a găsit odată, deci o plasă de 1500 de metri. Da, asta deci, vreau să zic, 1400 și ceva de metri. Explicați-mi și mie, ce face o plasă din asta pe lac? O plasă din aia pe lac face ravagii. Adică? Deci, în primul rând, la lungimea asta, este pusă la adâncime. Acolo stau peștii mari reproducătorii. Vorbim de speciile mari, de crap, de chiar și sturionul. Avem sturion? Avem sturion care a tot scăpat din crescătoriile existente pe lac și avem sturion. Deci s-a prins și la undiță, am înțeles că s-a eliberat
Și în culmea, crescătoriile sunt în zona asta de intrare a lacului, iar sturionul care s-a prins la undiță s-a prins pe cursul Bistriței, aproape de viaduct. Deci la 30 de kilometri aproximativ. Foarte interesant. Da. Deci 1500 de metri de plasă, dacă este bine întinsă și într-o zonă bună... Păi, cei care dețin 1500 de metri de plasă, să specialiști, știți, știu să o și întindă. Și cam cât costă 1500 de metri de plasă? Păi dacă aproximăm așa, la 100 de metri ajunge undeva între, nu știu eu, 300 și 1000 de lei. Punem la 500. Punem la 500 un mediu, așa. Ar veni odată 5.000, da, 5.000 la 1.000 și 7.500 de lei. Păi ca să-ți permiți să faci o investiție de 7.500 de lei, înseamnă că tu scoți bine. Investiția nu e neapărat făcută de braconier. Poate fi făcută de finanțatorului, cel pe care el îl alimentează cu pește, la pensiune, la obligații, în ghilimele, că așa se folosește mai nou. Oamenii au obligații, nu au... Și atunci lui convine. Practic, braconierului nu i-a făcut nicio pagubă. Înțeles. Deci, practic, da. Practic, încă o dată îmi spuneți că rețeaua... În crengătura asta e... De asta ziceam că e bine organizat. În crengătura asta, eu zic că funcționează, pentru că în ea sunt prinși și oameni care ar trebui să fie de partea cealaltă a baricadei. Cu siguranță, mai ca în orice domeniu mai sunt și oameni. Am primit un mesaj acum. Spuneți-i domnule Escariu să mai verifice un pic, cum stau lucrurile, la în port, că s-ar putea să împiedice de vreo plasă legată chiar de barcader. Da, cine a dat mesajul e un cunoscător în domeniul, sigur s-a împiedicat de vreo plasă. Noi în acțiunile noastre nu evităm niciodată nicio zonă. Chiar dacă am mai fost contactați într-un fel sau altul de diferite persoane că domnule am obligații la modul ăsta, nu există adică niciun eu stau în port, știți? Domnule Escariu, eu stau în port, știți? Și mai vine mai vine primarul, mai vine cutare, mai vine șeful nu știu de unde. Da, nu ne interesează lucrurile astea, mai ales în atâta timp noi nu suntem plătiți să facem asta, o facem pentru ca generația următoare, inclusiv copiii noștri, să poată beneficia de acest sport. Da, s-a întâmplat să vină câte unul, zică, băi, lasă și voi 10 kg de pește de aici, hai. Da. Deci au venit, păi, hai, lăsați-ne în pace. Păi nu, da, numai departe de vreo 3 săptămâni, cred că, o lună. Unde să aproximez. La Bistricioara, la Călugăreni. Așa. În partea de Călugăreni. Care va veni și, domnule, na, noi am face și noi, că am vrea și noi, că mai avem obligații, că... Și eu ce puteam să-i răspund, că i-am zis că nu cunosc pe nimeni care să prindă pește la undiță mai bine decât mine. Deci eu din cercul meu sunt cel mai bun pescar. Așa. Și una și a doua... Nu știu cum ar veni asta. Eu nu pot să concep cum ar veni să plec cu o sacoșă de pește de undeva, noi pe banii noștri, 20 de oameni. Deci hai să luăm pește de la ăsta și îl lăsăm să... Doamne, ferești, nici nu vreau să mă gândesc cam cum ar suna. Bun. Autoritățile... Vorbesc aici de poliția locală din zone de acolo. Da. Se întâmplă să vă cheme și ei să mergeți sau numai dumneavoastră? Nu ne-au chemat deci poliția locală, dar în general cu poliția Hangu ne-au răspuns la apel chiar dacă a fost 3 dimineața, 4 dimineața. Deci avem o bună colaborare. Contează foarte mult, înseamnă și
cum funcționează poliția respectivă, adică ce oameni sunt în Da. Că da. Dacă sunt oameni care le place peștele, să spunem așa, primit și nu pescuit, colaborează mai greu. Așa este. Sau evită cumva apelul nostru și atunci... Mesaj, Marius Iacov, felicitări domnule Scariu, pescuiesc pe râul Cracău, ne-am întâlnit recent, să veniți mai des pe acolo. Mulțumesc. O întrebare la care ați răspuns, dacă îi prins cu 30 de kilograme de pește și au permis, ce se întâmplă? Deci nu se întâmplă nimic. Dacă are permis, înseamnă că... Este și nu are plasa la vedere. Este un bun pescar. Nu, să știți că au mai sunt pescari, în general pescari de crab, că s-a populat binișor și cu această specie care nu a fost chiar atât de extinsă așa în zona asta. Și chiar s-a prins crab de 16 kilograme în cadrul unui concurs. De pescuit. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit în emisiunea asta. Și eu vă mulțumesc. Este și o dovadă de, hai să-i spunem, curaj, pentru că e un subiect despre care nu prea se vorbește. Aș fi vrut să discutăm și despre braconajul celălalt. Apropo, ați avut acțiuni și în domeniul... Sigur că da, sigur. Da, vânătorii... Sigur, facem, mergem, culegem... Și aici felul cum de sirme, de sfacuri. Haideți, cum stă? E mai greu de urmărit, dar am făcut-o cu asociațiile care avem protocol. Noi putem încheia protocoale de colaborare cu asociațiile despre care spuneam că oferă transparență. Și atunci am organizat... Și ce ați găsit? Am găsit tot felul de sirme, de sfacuri, de... Capcane. Am găsit cam de toate. Și aici, tot așa, braconierii sunt cunoscuți? În zona unde stau ei, sigur că da. Sunt cunoscuți, dar în mare parte le găsim pe lângă gardurile lor. Adică oamenii își fac gard beton și lasă o gaură mică acolo. o intrare mică și acolo cu siguranță găsești. Și aici ceva. Legislația e tot așa ca și la pescuit? Nu aș putea spune, doar că e mai greu de prins făptașul în acea zonă. Da. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc mult succes, poate odată într-o acțiune ne sunați și pe noi să venim să facem un reportaj, să vedem exact cum se desfășoară. Sigur că lucrurile, da, sigur, ne-ar face plăcere. Pentru că e păcat să ai o zonă în care la sfârșit de săptămână poate să vină și 200 de pescari, pescari amatori vorbesc, nu vorbesc de... Și ei să stea să pescuiască și să prindă sau să nu prindă. Păi, iar asta zile... vreau să spun, m-a contactat cineva de la Târgu Jiu, nu ne cunoaștem, nu nimic, doar a vrut să știe cum, ce condiții se poate pescui. Vine cu familia și ar vrea să stea două zile pe lac și i-am dat toate informațiile necesare și așa vreau să zic că se vine din țară. Da, deci ar fi și o sursă de venit pentru oamenii aia care vin aici. Da, sigur, mai cheltuiesc, sigur. Plătește o cazare, merge la un magazin și mai face niște cumpărături și mai... Ar putea să fie foarte bine, dar... Dezvoltată turistic, așa este. Mai ales că acum este și pește și ar trebui să fie, da, existe și grija de repopulare tot timpul. Da, mă rog, astea sunt problemele a JVPS-ului, poate odată reușim să stăm de vorbă și cu cineva de acolo, să vedem ce probleme au și ei. Eu vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Oameni buni... Este un subiect. Tot vorbim despre oraș turistic, despre dezvoltare. Lucrurile acestea mărunte, aparent mărunte, sunt importante. Mai ales că lacul Bicaz tinde așa să devină încet, încet un fel de hasna. Pentru că localitățile din jur nu prea au canalizări. Și proprietarii de pensiuni, puneți dumneavoastră ghilimele la pensiuni, cele mai multe dintre ele, deversează totul în lac. Și când spun totul, mă refer la totul, inclusiv
resturile de la mașinile de spălat, ca să nu vorbim de celelalte lucruri. Vă mulțumesc, vă doresc cele bune și să ne vedem sănătoși la o altă cafea mâine dimineață.